Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi urmează să discutăm despre un eveniment de la care au început un șir de altele care au făcut istorie în țara noastră. Ne referim de fapt la data de 30 octombrie 2016, când a avut loc, de fapt, sau s-a desfășurat primul tur de alegeri prezidențiale în care actualul președinte Igor Dodon și președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, au trecut în turul 2. Aceasta este tema discuției de astăzi. Salut în studio prezența lui Oleg Lipski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit. Domnul Mihai Popșoi, vicepreședinte PAS. Bună seara, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Și Vitalie Catan, analist politic. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Reflector Analitic. Bună seara. Domnule Lipski, cu dumneavoastră aș vrea să încep ca să vedem până la urmă acest interval de timp, un an de zile, a fost suficient pentru a trage anumite concluzii despre modul în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale, despre modul în care și-a exercitat președintele atribuțiile în acest interval de timp și până la urmă unele impedimente, poate, care au stat în calea a ceea ce și-a propus ca să realizeze. Vă rog, haideți să trecem în revistă principalele momente. Deci, dacă începem cu alegerile ca atare, nu ținem minte cum s-a petrecut treaba asta. În al doilea tur a câștigat domnul Igor Dodon cu 52% față de domnul Maia Sandu. Da, s-a dat, cum s-ar zice, o competiție, a fost o competiție, cred că destul de limpede, de transparente. Nimic n-a influențat asupra acestui câștig. Așa au votat oamenii. Și asta se confirmă și prin sondajele care se fac acum, că președintele are cel mai mult grad de încrederea oamenilor. Da, încrederea oamenilor. În acest timp, da, poate timpul repede, foarte repede trece. Știți că am fost investit ceva mai târziu, dar și serios mai târziu, cât acolo aproape o lună și ceva a trecut după alegeri, după a doua tură a alegerilor. Și noi știm ce s-a întâmplat în acest răstimp. În acest răstimp a fost scos de sub, să zicem, gestiunea președintelui sau de sub influența, mai bine zis, președintelui. Care sunt punctele forte a președintelui în acest interval de timp? Pentru că toată lumea, atunci când și-a mers în urna, la urna de vot și a ales unul din cei doi candidați, și-au dorit ca aceste rezultate să fie cât mai palpabile. Dar câteva cuvinte. Având în vedere că guvernarea n-a primit pe acel președinte care a vrut, ea a încercat totuși să scoată de sub influența lui mai multe instituții de stat. Paza de stat, SIS-ul, procurorul a fost numit de fostul președinte. Deci momentele acestea s-au început deja, au fost puse piedici noului președinte la exercitarea atribuțiilor sale. Dacă noi ne uităm la ceea ce a fost anunțat ca un program a președintelui, deci era vorba de păstrarea statalității, neutralității, identității moldovenești, era vorba de economie puternică, eu citesc atare, prietenie cu Rusia și protejarea ortodoxiei. Deci acestea sunt cele mai, deci trei puncte cele mai mari care includ deci subpuncte despre care putem vorbi mai departe. Domnule Popșoi, atunci când vorbim despre politica din Republica Moldova, facem referire la ceea ce s-a întâmplat, ziceam, anul trecut și pornind de la faptul că Partidul Acțiune și Solidaritate, pe de altă parte Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, s-au aflat pe baricade diferite. Astăzi, după un an de zile de la aceste alegeri, cum se văd acea stare de lucruri pe plan politic? S-au schimbat accentele, s-au schimbat doleanțele oamenilor, pentru că domnul Lipski făcea referire și la încrederea în rândul cetățenilor raportat la președinție, la instituția prezidențială, poate pe ansamblu. Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc, dumneavoastră, domnul Madame, pentru invitația la emisiune. Partidul Acțiune și Solidaritate, de fericire sau din păcate, nu are televiziuni afiliate partidului, nu are resurse mediatice, de aceea fiecare invitație de acest gen este primită foarte bine și vom onora și în continuare asemenea invitații, cum este și corect, într-un stat democratic să există o dezbatere, o opinie constructivă. Cât privește rezultatul alegerilor prezidențiale de anul trecut? Evident, domnul președinte a pornit în acea campanie
cu fiind favorit. Totuși, rezultatele alegerilor din perspectiva Partidului Acțiune și Solidaritate au fost influențate într-o oarecare măsură de acțiunile sau inacțiunile Partidului Democrat. Și anume, modul cum au gestionat ei, sau mai bine spus, domnul Plahotniuc, propriul său trust media. Ori cunoaștem foarte bine că acea poveste despre 30.000 de sirieni, care a fost răspândită foarte larg în toată țara, a avut un oarecare impact. Că a influențat rezultatul alegerilor, nu putem spune cert, dar a avut un impact. Un alt factor care ne-a pus pe noi în gardă și pe care l-am criticat foarte mult a fost organizarea masivă de transportare a cetățenilor noștri din Transnistria la punctele de vot, de secțiile de votare din partea dreapta Nistrului. Ori cunoaștem că în toate alegerile precedente în Moldova au votat circa 2.000 de cetățeni din Transnistria, iar la alegerile prezidențiale au votat 17.000. Această schimbare, această creștere fulminantă nu a putut fi una pur și simplu de ocazie. Evident că acolo s-a lucrat foarte intens. Iarăși, nu putem spune cu certitudine că a înclinat balanța rezultatelor alegerilor, dar aceste evenimente ne-au pus o serie întreagă de întrebări. Cât privește despre perioada de după alegeri? Da, vă rog. E la latitudinea cetățenilor, telespectatorilor să judece dacă președintele Dodon a îndreptățit așteptările cetățenilor. Noi, evident, fiind oponenți politici, avem foarte mari rezerve față de modul cum decide domnul președinte să-și ducă mandatul. În special, avem foarte mari critici față de acel parteneriat nescris dintre domnul președinte și Partidul Democrat, în special domnul Plahotniuc, care a fost legiferat formal prin semnarea și votarea legii privind sistemul mixt de vot. Domnule Păpșoi, mă scuzați că vă întrerup. Domnul Marian Lupu, recent în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, fiind întrebat cu cine ar putea face alianță, nu a exclus anume Partidul Acțiune și Solidaritate. Da, tot așa cum domnul Plahotniuc... Nu știu cum ar fi interpretabile aceste chestiuni. Da, chestiile sunt foarte interpretabile. Exact așa cum domnul Plahotniuc a oferit susținerea în campania prezidențială Maiei Sandu, dar televiziunile sale și organizațiile teritoriale a PD-ului au lucrat în favoarea domnului Dodon. Respectiv, așa și aici, domnul Lupu și domnul Candu și alții exponenți ai Partidului Democrat încearcă să convingă pe toți că ei vor face coaliție post-electorală cu Partidul Acțiunii și Solidaritate. Ori noi am spus răspicat, inclusiv și în cadrul Congresului Partidului Acțiunii și Solidaritate din septembrie, că nu vom face coaliție cu Partidul Democrat, iar metafora cea mai potrivită în acest caz este, vedeți voi, doamne, Partidul Democrat ne violează pe noi, pe alegătorii noștri, prin faptul că au schimbat sistemul electoral într-un mod care îi avantajează cert pe ei și ne dezavantajează pe noi, iar după asta zice că noi v-am violat, dar oricum vă veți merita cu noi. Vă veți însura. Domnule Catan, pe această notă interesantă, eu vă întreb, de unde este alimentată această teză și dacă, vorbind de ipotetic, este ceva care ar putea ajunge în albia realității? Pentru că, cu permisiunea dumneavoastră, o să citez, o alianță cu PAS și PPDA este fabuloasă, dar mai reală, în comparație cu Partidul Socialiștilor, era întrebat domnul Lupu. Apropo, tema anunțată a fost pur și simplu instituția prezidențială, dar în fine, doar o precizare. De câte cunosc și am urmărit presa, chestia cu 30.000 de sirieni nu a dat-o mass media controlată de PD, deci au dat alte mass media. N-am văzut în mass media pe controlată de PD asemenea știri. Asta pentru punctualitate. Concretizare, da. Probabil s-a comentat, dar cred că absolut neutru. Și Partidul Democrat, de câte știu eu, în campanie electorală, în turul 2, și-a anunțat neutralitatea. Și mi se pare firesc, pentru că, în fond, dacă anterior, înainte de campanie, domnul Dodon și doamna Maia Sandu au fost aliați politici, după asta, conjunctural, dat fiind campania electorală și participarea lor pe diferite baricade, au fost adversari. Dar asta nu exclude că la un moment dat iarăși pot fi aliați. Dacă au putut să fie odată, nu putem exclude că pot fi iarăși. De aceea, politica alianțelor, sigur că este una de actualitate și ea poate fi discutată în diferite moduri. Faptul că PD s-a poziționat așa cum a declarat, este dreptul PD-ului și mi se pare o atitudine rezonabilă. Adică este logic și de așteptat că un partid care își anunță ca
vector principal de politică externă integrare europeană să se orienteze spre partide care își anunță același program. Lucrul ăsta este absolut... aceeași doctrină, cel puțin reieșind din acest eu cred aspect. Că, având în vedere fragmentarea în care, din păcate, suntem noi, o trăim cu toții, și nu doar politic, dar din păcate și din punct de vedere social și din mai multe puncte de vedere, face ca noi să prioritizăm opțiunile. Da, e adevărat că avem partide cu diferite doctrine, cu diferite opțiuni ideologice, dar sigur că în contextul în care suntem trebuie să punem problema opțiunii principale. Iar opțiunea principală, cred că în raport cu multe altele, este integrarea europeană. Și e logic, având în vedere că linia principală care desparte, în fond, viața politică a Republicii Moldova ține anume de acest aspect, mi se pare că și partidele politice e logic să se împartă pe baricade în funcție de modul în care ele se raportează la acest deziderat. Restul, sigur că rămân valabile și trebuie rezolvate, dar ele sunt oarecum în raport cu obiectivul principal, sigur că nu neapărat secundare, dar oricum în lista de priorități imediat după obiectivul principal. Și mi se pare logic ca lucrurile să fie împărțite anume din această perspectivă. Vă rog, cuvinte, da, spuneți. Eu, despre posibile alianțe și despre faptul ce spunea domnul Cătălin. Dacă să închidem, să zicem, tema cu alegerile, să trecem poate mai departe, eu aș spune că domnul Popșului tot a subliniat că nici problema cu Transnistria, nici susținerea sau nesusținerea domnului Plahotniuc nu a influențat la alegerea președintelui Dodon. N-a avut așa un impact dramatic. Nu putem calcula. Da, desigur. Deci n-a avut dacă așa un impact dramatic. Dacă permiteți, aici, în primul rând, lucrurile astea trebuie evaluate și trebuie oarecum puse într-un fel în care să fie ușor calculate. Și aici, face acum, după un an de zile? Nu cred. Și nu este cazul pentru că deja Curtea Constituțională de mai mult timp, știm bine, a dat soluție pe care a dat-o, o soluție corectă. Și atenție, vreau să invoc precedentul din Statele Unite. Acolo Congresul a reținut că au existat încălcări, numai că având în vedere că aceste încălcări nu au fost nu este posibil să fie cuantificate și ele în felul ăsta nu pot fi invocate în sensul în care poate motiva ideea că rezultatele au fost viciate de acele încălcări, Congresul a spus că rezultatele sunt perfect legitime și situația este și la noi la fel. Curtea Constituțională a evaluat încălcările care s-au comis, inclusiv, dacă vreți, din punct de vedere cantitativ, a constatat că această cantitate de încălcări constatată nu este de manieră să vicieze rezultatele și a dat soluția validând alegerile și cred că trebuie să punem punct cu asta. Domnule Cătălin, întrebarea e tranșantă. Câtă încredere pot avea eu în calitate de cetățean, făcând abstractul de statut, în deciziile acesteia? De Curtea Constituțională fac referire. Pentru că, ca să nu ne ascundem după deget, vorbim de partajarea instituțiilor despre control și așa mai departe. Săptămâna trecută, fiind aici în studio, domnul Gamurar, la această întrebare a răspuns tranșant că nu este controlat politic. Ceilalți s-au uitat așa un pic cam suspect. Nu, haideți să... nu nici vorbă. Orice de hotărâre a curții trebuie raportată la practica constituțională, la principii constituționale și, dacă vreți, dacă toți suntem în situația asta, cred că și la evaluările celor care sunt în măsură să dea note Curții Constituționale. Decizia nu este una politică, și, să înțelegem, da? Sau categoric nu. Păi, iertați-mă, avem decizii care, iată, în cazul acesta l-a avantajat pe domnul Dodon din punct de vedere politic, să spunem. Dacă era așa cum spune cineva, poate că, având în vedere că domnul Dodon ar fi fost indezirabil, ar fi decis altfel sau într-o altă manieră. Dar pentru că soluția a fost să se impunea așa cum s-a și întâmplat, a decis validând alegerile și beneficiarul este domnul Dodon. În alte situații sunt alții beneficiari. Aici, atenție, având în vedere că obiectul activității Curții Constituționale, prin definiție, ține de politic, pentru că subiecții sunt politicienii de regulă. Da. Având în vedere că obiectul, tot sunt probleme de opțiune politică, este evident că sunt părți care își pot invoca calitatea de beneficiar sau de pierdere
important. Domnule Lipski, dar nu puteți să același punct de vedere cu domnul Catan? Eu vreau să pun așa sau o întrebare, dar poate întrebare retorică. Au fost rezultatele alegerilor care au fost confirmate de CEC, au fost date la Curtea Constituțională. Și mă gândesc eu, cum Curtea Constituțională, în cazul acesta, dacă nu au fost judecăți cu probleme încălcări grave, putea să nu adopte? Cum ea putea? Ce trebuie să facă? Să declare alegerile nelegitime, să le repetăm? Nu, în cazul acela, domnul Catan, era clar că era decizia care trebuia să fie primită, era decizia formală care, deci deja pe baza deciziei CEC-ului și alte dar decizii nu putea să ce presiuni s-au făcut asupra curții să nu valideze alegerile? Cred că lucrul ăsta tot trebuie Păi, curtea, dacă n-are, curtea a luat decizia aceea care putea să o iei, alta nu putea să o iei. De asta și eu răspund că despre care presiuni deciziile, hotărârile curții, au existat presiuni de anumită partea baricade, să spun așa, care invocau încălcări și făceau presiuni și contestau, au contestat inclusiv hotărârea curții. Haideți să aflăm punctul de vedere a partidului. Aș vrea să întreb pe domnul Catanu, pe cine avantajează decizia curții din 17 și 20 octombrie? Referitor la? Suspendarea președintelui, suspendarea temporară a președintelui. Nu e problemă de avantaj aici, e problemă de soluție la o anumită problemă. Și eu cred că curtea, atât timp cât invocă niște articole din Constituție, cât invocă niște principii elementare, eu cred că nu poate fi pusă la îndoială hotărârea Curții Constituționale. Aveți un prag foarte context, scăzut de evaluare a analizei calității deciziilor. Nu cred că sunteți noastră în măsură să-mi dați mie note, pentru că aveți puțină carte ca să discutați. Vă rog, haideți să vedem. Totuși, mai întâi să măcar să vă ducă mintea să-i dați mandat colegului care vă reprezintă la Curtea Constituțională. Măcar atât să aveți cunoștință și după aia să dați altora note. Nici măcar atât nu sunteți capabili. Ați spus suficient să numească câteva articole din Constituție și nu pot să credeți ce zicea curții. Cuvintele noastre, numai ce cetățenii voi au auzit. Vă rog. Și ce am spus greșit? Am spus că curtea și-a întemeiat hotărârea în baza unor articole din Constituție. Nu a făcut altceva. Dar cum altfel ce trebuia să dea hotărâri? De asta și zic, că noastră invocați altceva. Să nu devieze discuția noastră. Nu înțeleg logica. Eu vreau să revin un pic chiar și la anul afirmațiilor dumneavoastră. În ce constă scopul acestei logici? Cine avantajează? O întrebare simplă. Din punct de vedere politic, a avantajat guvernarea, pentru că a ajutat să rezolve situația politică. Haideți să revenim la anul 2016, la alegerile prezidențiale și despre ceea ce s-a tot discutat în media. Noi am operat cu unele cifre și când zic noi, mă refer la întreaga breaslă jurnalistică și cu date care ar fi vorbit despre transparență sau netransparență în datele financiare. Ori anumite pietre erau aruncate și în grădina pasului și uite, peste un an de zile, cel puțin iarăși eu în calitate de jurnalist nu am primit acele explicații. Vorbeam de 4 tranșe, vorbeam câte 80.000 de lei, dacă nu mă înșeală memoria. Ce s-a întâmplat? Cine erau finanțatori? De ce s-a făcut mare gâlceavă? Noastră în calitate de jurnalist, e un pic uimitor că nu ați reușit să vă clarificați în această situație timp de un an. Ori situația este destul de simplă. Este o făcătură a Partidului Democrat, pentru că acel transfer foarte straniu a fost mediatizat și a apărut public înainte ca trezorierul partidului sau cineva de la partid să-și dea seama că există așa un transfer. Deci el a fost făcut public și a fost acuzat partidul de finanțare ilicită până ca partidul măcar să cunoască că a existat o asemenea tranzacție. Iar acea înregistrare... Dar de ce nu a reacționat prompt? Sunt atât de competență încât nici măcar nu cunosc ce se întâmplă în propriul partid. Dar lăsați competența, dacă erați mai competent, aveți o funcție publică mai serioasă. Domnule Popcioi, haideți să nu facem atac la persoană, vă rog, să ne respectăm. Cine a făcut atac la persoană? Să ne respectăm. Nu, să avem o discuție foarte constructivă, ziceam. Calitatea să-mi dai note și să-mi spui ce funcție pot să dețin eu. Da, din moment ce vă permite să-mi dați mie note, normal că puntez. Haideți să revenim la discuție și să vorbim totuși de ce pasul nu a reacționat atunci foarte prompt.
nu a reacționat, a refuzat această donație, banii au fost întorși, sigur că a fost foarte prompt răspunsul, doar că era târziu pentru că s-a mediatizat atât de pe larg ca și în situația cu sirienii. A venit răspunsul de la șeful cabinetului Angela Merkel că asta e o poveste subtă din deget, dar era prea târziu pentru că toate canalele domnului Plahotniuc și canalele afiliate domnului Dodon au mediatizat pe larg această făcătură. Exact aceeași situație și aici. Nu este nicio diferență. Îmi pare rău dumneavoastră ca un jurnalist serios. Aici știți, la modă propria incompetență să o pui pe seama altcuiva. Eu mi-amintesc că într-o altă campanie domnul Dodon a avut o problemă cu domnul Dorin Chirtoacă, dacă vă amintiți. Da. Și domnul Chirtoacă a avut talentul să întoarcă acea situație în favoarea lui în raport cu domnul Dodon. Dacă cei de la PAS nu au calități și nu au talent politic, nu au ce să pună, iertați-mă, pe seama altora, propria lor incompetență și lipsă de pregătire elementară. Domnule Catan, ieri s-a început, de fapt, o campanie inițiată de președintele Dodon în vederea susținerii proiectului de țară prezidențială. Haideți să vedem, în prisma unui politolog, această inițiativă are sorți de izbândă în condițiile Republicii Moldova, așa unui stat de drept în tranziție, până la urmă o tranziție interminabilă, ar spune alții. Vedeți, discuția asta trebuie să fie precedată mai întâi despre ce vrem noi de la instituția prezidențială, cum o concepem și să facem niște evaluări. Eu aș invoca un argument care a fost invocat împotriva votului mixt. Da. Și adversarii acestui sistem spuneau tot timpul că e un sistem în care face așa încât să vicieze ceea ce înseamnă reprezentarea cetățenilor, având în vedere că toate voturile, de exemplu, se duc spre un singur candidat care câștigă o circumscripție. Și dacă în cazul votului mixt treaba asta este rezolvată, pentru că totuși vorbim de circumscripții mici, vorbim de un sistem care se aplică într-o jumătate de, din punct de vedere cantitativ, jumătate de, ține de jumătate din numărul de mandate în Parlament, în cazul instituției prezidențiale, cred că chiar că ar trebui să luăm în seamă acest argument și eu l-am spus de mai multe ori, având în vedere că un președinte vine reprezentând doar o latură a opțiunilor politice, mi se pare incorect să-i dai toată puterea într-un stat, astfel încât să el să decide discreționar politica țării. De altfel, nici nu poate să o facă, pentru că discuția trebuie încadrată în anumite, pe anumite coordonate. Și iarăși mă raportez la exemplul Statelor Unite. La noi, din păcate, lumea înțelege greșit ce înseamnă atribuții lărgite ale președintelui. Atribuții lărgite, de fapt, nu înseamnă atribuții lărgite pe seama raporturilor cu Parlamentul, cu legislativul, ci mai degrabă, de fapt, cu executivul. Iar un președinte puternic, preluând, de exemplu, atribuțiile executivului, a guvernului în cazul nostru, de fapt înseamnă un președinte care trebuie să preia și răspunderea sau responsabilitățile care țin de atribuțiile guvernului. Respectiv, asta înseamnă că trebuie să avem un președinte, dacă vreți, mai vulnerabil în raport cu Parlamentul. Parlamentul să aibă soluții mai facile în ceea ce privește impeachment-ul, în cazul în care apar situații, iată cum s-a întâmplat și în Statele Unite. Congresul are niște atribuții în raport cu președintele foarte clare. Domnule Catana, de fapt, întrebarea, mă scuzați că vă întrerup, întrebarea care atunci, vreau să o adresez domnului Lipski. Vorbim despre impeachment, dar haideți să raportăm numărul nu, de concetățeni. Nu, eu vorbesc despre raporturi, nu despre impeachment. Da. Vorbesc despre raporturi între instituții. De aceea, când vorbim, repet, când vorbim despre instituția prezidențială, nu putem pune la îndoială statutul pe care îl are Parlamentul în calitate de instituție, atenție, una reprezentativă supremă a Republicii Moldova și legislativă supremă. Lucrul ăsta, indiferent de statutul instituției prezidențiale, el rămâne oricum în, în orice context. Poate câteva cuvinte în privința asta. Și eu vreau să spun că când a fost scrisă Constituția, ea era, să zicem așa, mai echilibrată. Da? Acum când s-au luat niște atribuții de la președinte,
s-a produs un dezechilibru și ceea ce s-a produs cu Ministerul Apărării tot este o problemă gravă, totuși pentru țară, fiindcă a fost, iarăși, dacă nu spunem de lege, dar totuși este dezechilibrată puterea în stat. Noi spunem de atribuțiile mai mari pentru președinte, deci chiar atribuția care a avut-o să anunțe un referendum consultativ a fost interzisă de către Curtea Constituțională. Asta era atribuția lui constituțională. Cum putea să explice Curtea Constituțională ceea ce e scris negru pe alb? Cum? E interzis. Asta președintele a refuzat să-și exercite atribuțiile. Stai, eu și spun, Curtea a constatat. Domn Catane, eu spun, la moment, deja spun despre altceva, despre referendum consultativ. Aici, de ce? Deci, asta înseamnă că s-a îngrădit voia poporului să-și exprime poziția sa. Poporul, care e suveran în țară, da? A puterii. El trebuie să exprime voința sa. I s-a îngrădit. Se duce deci, o politică împotriva cetățenilor? Da. Se duce o politică până la sfârșit, da, aduce, ea e contra cetățenilor. Dacă omul nu poate, la moment avem referendum, se pregătește referendum la Chișinău, iar e boicot, iar totuși toată guvernarea, toată puterea lucrează contra acestui referendum. Dar de ce? Noi doar dăm posibilitatea omului să-și exprime poziția sa, ba sau da. Deci, de ce îl îngrădim pe om? Eu cred că lumea are dreptul nu cred că a fost oprit referendum. El va avea loc, altfel, altceva e cum se raportează partidele. Da. Haideți să-l ascultăm și pe domn Păpșoi. Care este poziția partidului pe care îl reprezentați, iată, raportată la aceste împuterniciri mai largi pe care le cere președintele țării? Cum ar trebui să le vedem? Republica prezidențială, în contextul politic și a culturii politice și a nivelului de dezvoltare a Republicii Moldova, Republica prezidențială este o formă de guvernare foarte riscantă. Pentru că cunoaștem dictonul puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut. Desigur că ar putea face cineva referință la despoți luminați, ori noi cunoaștem că în regiunea aceasta cu trecutul nostru sovietic, atribuțiile foarte mari oferite unei singure persoane nu se soldează cu impact pozitiv pentru cetățeni. Respectiv, consolidarea puterii în mâinile unui singur om, cum acum este în cazul domnului Plahotniuc, dacă această putere va trece în mâinile președintului, care, apropo, ulterior ar putea să fie chiar domnul Plahotniuc. Respectiv, domnul Dodon ar trebui să se gândească de două ori acum promovând această idee de a transforma Moldova într-o republică prezidențială, pentru că ar putea să-i servească această propunere oponentului său, sau cel puțin așa domnul pretinde. Domnule Păpșoi, atunci când vorbim iată de împuternicerile președintelui, apare această întrebare. Câtă lume i-a acordat vot de încredere președintelui și cât vot s-a acordat, nu știu, unui partid X, ca să nu fac acum publicitate? Și atunci cei care ne vizionează la această oră s-ar putea întreba: președintele rămâne doar pentru protocol în condițiile Republicii Moldova, pentru a bifa sau nu știu? Aveți perfectă dreptate. Cu toate problemele, cu toate criticile care le aducem domnului Dodon, dumnealui a câștigat alegerile și are un mandat de la cetățeni. Însă, acest parteneriat nescris pe care l-a făcut cu Partidul Democrat îi joacă festa. Pentru că când ziceți lucrul ăsta, aveți argumente? Argumentul principal este votarea sistemului mixt. Ori, în cadrul sistemului mixt, domnul Dodon riscă să ajungă... Mai discutăm, de fapt, instituția prezidențială și modul de alegeri, că chiar aș vrea să spun ceva pe chestia asta. Hai să discutăm totul, dar pur și simplu, întrebarea e foarte simplă. Nu că să-i cruzează timp și ar fi de spus niște chestii anume la treaba asta, că este important. Nu se face propagandă de asta ieftină, de 2 bani... Votul mixt a fost propus de președinte ca o variantă de compromis. Da, între ceea ce s-a propus de Partidul Democrat și ceea ce cerea opoziție neparlamentară și chiar și parlamentară. Doar care proiectul era PD-ului de start. Proiectul eu, de fapt, aș vrea să răspund la ceea ce trebuia să răspund. Dacă nu. Eu, vedeți care e problema? Fiindcă e legat Partidul Socialiștilor cu Partidul Democrat. Noi suntem în opoziție. Noi suntem în opoziție, de 3 ori spun asta. Aveți noi ambasadori? Noi avem ambasadori, da. Asta era un compromis. Și, dacă, și domnul acum, Neguț a mers la Ministerul de Externe și s-a justificat de ce Plahotniuc a expulzat 5 diplomați ruși. Asta e firesc? Și acum, la moment, ce se întâmplă? Partidul Democrat nu mai vrea compromis și a făcut pasul acesta cu Ministrul Apărării. Vedeți că nu mai vrea compromis. Noi asta o vedem.
Noi vedem că ceea ce s-a... Eu nu văd care e problemă pentru PAS sau pentru alte partide neparlamentare, având în vedere că în circumscripții se poate omul care o să iei cel mai mare procent din prima tură, câștigă. Dar de ce să nu fie în două tururi? Da. Dar pentru ce ne trebuie două tururi? Ca să fie problemă cu corupție, limitate, cu... Să fie... reprezentativitate. Să nu avem deputați aleși de 3.000 de oameni. Bine, dar ce se primește? Până la sfârșit se primește un om care are cele mai multe glasuri, pe urmă contra lui se grupează tot cei și formează o familie comună și îl atacă pe acesta unul. Dar pentru ce? Dacă oamenii au încredere în omul acesta, din primul tur a câștigat. Dacă n-au încredere, domnul nu votează. Domnul a câștigat din turul 2. Domnule Papșoi, a câștigat? Eu aș vrea să răspund la... Haideți să ascultăm punctul de vedere a domnului Cătan și după aceea revenim. Da. În primul rând, președintele are legitimitate în limita mandatului pe care l-a câștigat. Da? Și aici aș invoca două aspecte. Primul, dânsul a câștigat în considerația atribuțiilor pe care le are conform Constituției, primul. Deci dânsul când s-a implicat în această bătălie politică, știa bine ce mandat va avea. Doi, nu poate invoca legitimitatea obținută prin aceste alegeri împotriva altor instituții ale statului. Eu aș aminti că domnul Dodon a câștigat alegerile cu o participare la vot de 52% din cetățeni, da. Numărul total al cetățenilor, da. Și doi, a câștigat cu 52% din numărul celor care au participat la alegeri. Deci asta înseamnă iarăși aproximativ o pătrime din cetățeni Republicii Moldova. Dar în mix poți... vor fi o cincime. Da. Eu vorbesc, deci nu vorbesc de mine, noi vorbim de instituția prezidențială. Erau regulile de joc care eu erau pe atunci. Eu vorbesc despre mere, nu despre pere în momentul ăsta. Deci, erau atunci... regulile de joc. Și atunci, eu cred că nu este corect să spui că e mai legitim președintele decât Parlamentul. Apropo, la alegerile parlamentare au participat cu 2% mai mult electorat despre decât... Despre care legitimitatea Parlamentului vorbesc, domnul Catană? PD-ul a luat 16% la alegeri și are 41 de mandate în Parlament. Deputații care au câștigat mandatele au libertatea de a face alianțe. Da, așa le fac alianțe cum, consideră ei. Au mandat, n-au mandat imperativ și atunci adânșii au tot. Domnule Papșoi, asta e mintea noastră, eu vreau să vă acord o întrebare tranșantă, ținând cont de faptul că sunteți prezent aici. Foarte mult, iarăși, presa în ultimele zile a vehiculat despre negocieri PAS, PLDM, PPDA. Mergeți împreună? Anul 2018, an electoral. Evident, reieșind... Cine încape în această corabie politică și cine nu? Negocierile sunt în proces. Noi am pornit acest proces de consolidare a partidelor de centru-dreapta pentru a crea o forță puternică care să poată lupta pe picior de egalitate cu Partidul Socialiștilor, care este un partid foarte puternic pe stânga, și cu Partidul Democrat, care este un partid foarte slab în sondaje, doar 3%, doar foarte puternic financiar din perspectiva resurselor administrative, altor resurse. Respectiv, noi suntem cumva forțați de circumstanțe să ne consolidăm. Încape aici și PUN-ul, PNL-ul, toate partidele de bună credință, de centru-dreapta, care împărtășesc valorile de integrare europeană, integritate, profesionalism. Și vă optează pentru eliberarea lui Filat? Asta e o anumită dumneavoastră. Cât ține de reacția oponenților noștri politici care se vede astăzi aici, am văzut și astăzi niște înregistrări telefonice a partenerilor noștri de la PPDA. Vedem clar că Partidul Democrat este frică de această consolidare a partidelor de centru-dreapta, respectiv ei încearcă să bage zizanie între noi, dar noi am decis... De ce v-am întrebat dacă și partidele unioniste încap aici? Încape, ca să fiu foarte concret, și domnul Băsescu cu nou proiect politic, încape și, nu știu, Mihai Ghimpu, Vitalia Pavlicenco, cu proiectele sale? Noi discutăm cu partidele emergente. Cine ați avut discuții? În primul rând, blocul electoral pe care îl planificăm. Da. Discuțiile, în primul rând, se poartă cu Partidul Demnitate și Adevăr, care este al doilea partid după putere în sondaje, după Partidul Acțiune și Solidaritate. Ulterior, când ajungem la o decizie de principiu în privința blocului împreună cu PPDA, rămâne deschisă poarta pentru orice partid, orice politician care împărtășește valorile de integrare europeană, de integritate și care este gata
foarte important să reziste în viitorul Parlament ispitelor care vor veni din partea Partidului Democrat, pentru că aici domnul Catan spune că acei deputați și-au urmat propria conștiință când au devenit membri a Partidului Democrat. Păi da, dacă a stat pe scenă cu Satei și chiar și cu domnul cel care iată, văd că mai mult criticați alt partid decât pe Dodon. Cine a stat la meeting-uri, a fost maestandul la meeting-ului Dodon și Satei. Ați stat la masă cu Dodon și Satei. La masă, la meeting, ați făcut planuri împreună cu Satei și Dodon. Domnul s-a repetat spre Statelor Unite de câteva ori. Domnul Catana, dacă vă cheamă la întâlnire cu șeful diplomației americane, dumneavoastră mergeți împreună cu Satei și cu Dodon. Vreau să vă întreb, credeți în această coagulare a dreptei despre care spunea domnul Papșoi? E posibilă? N-aveți de unde. Domnule, să vorbiți în niște categorii pe care, cum să vă spun, dumneavoastră parcă ați fi de la grădiniță. Că o fi, că nu o fi, Dumnezeu știe. Poate o fi la un moment dat, dar poate nu o fi. Dar în orice caz cu Satu și cu Dodon, nu, vă promit. În ceea ce privește aceste... Domnule, repet, aveți o minte de copil infantil, asta e. Ce să pot să vă mai spun, din păcate, dacă discutați în asemenea categorii. În ceea ce privește așa numitele alianțe, vedeți, acolo sunt chestii mai mult de intrigă decât de logică politică, pentru că e vorba de personaje care urmăresc anumite interese meschine și asta îi desparte sau unește la un moment dat. Pentru că, în rest, ce alianță trebuie, poate fi între PLDM și PAS, dacă PAS-ul este PLDM 2, de fapt. Tot ce a însemnat PLDM s-a dus spre PAS și astăzi cei care l-au înfundat pe Filat, astăzi o consiliază pe Maia Sandu. Păi despre ce alianță vorbim? Portavocea Partidului Democrat ne vorbește despre PAS, PAS și PLDM. Și toți consilierii lui Filat acum sunt consilierii. Puteți să negați lucrul ăsta? Domnule Catană, dar Băsescu încape aici? Sau el rămâne? Cine? Băsescu, rămâne în afara cortinii? De unde știi dumneavoastră unde rămâne în cadrul Băsescu? Eu un analist politic din cei mai cotați. Domnule, eu mă raportez la declarațiile publice. N-ai dumneata să de unde știi dumneata, dacă va fi nici măcar dumneata când habar nu ai, că nu chiar dacă ești membru de partid. Eu nici măcar nu sunt membru de partid. Dumneata ești membru de partid, dar să știi că n-ai niciun rol, pentru vă că nu dumneata, mult, sunt vicepreședinte. Vai de capul dumneavoastră. Nici măcar președintele vostru, Maia Sandu, nu decide. Dar cine decide? Decide gașca. Care gașca? Filat, Lucinski, toată gașca asta care a fost PLDM-ul până acum. Vreau să-i spun domnului Catana. Asta sunteți în continuare. Da. Și atunci când se vorbește despre alianțe politice, asta înseamnă un fel de discuție inutilă. E vorba despre niște aranjamente în familie. Da? Haideți să respectăm. Domnul Leancă este vicepreședinte de Parlament acum, în coaliție de guvernare? Este sau nu este? Și ce are a fost prim vicepreședinte PLDM. Mâna dreaptă a lui Filat. Nimic. Nu cred că a fost mâna dreaptă. Domnul Godea. Dimpotrivă. Domnul Godea, unde este acum? Dimpotrivă. Unde este domnul Godea? Cel care l-a blocat la funcția de premier a fost Filat. Unde este domnul Godea? E consilierul Filip? Consilierul Filip? Fizmele astea de copii de 2 ani. Mai avem câteva minute în cadrul emisiunii să ascultăm și punctul de vedere a domnului vicepreședinte. Cine l-a blocat pe Leancă în funcția de premier? Nu propriul partid condus de Filat? Aceeași întrebare pe care am acordat-o colegilor de platou, vă adresez și dumneavoastră, dar încercând să vedem dacă Partidul Socialiștilor vine ca să consolideze partidele de stânga. Partidul Socialiștilor a întins mâna, a invitat la masa negocierilor celelalte partide, nu știu, pentru a forma un bloc? Vorba până ce despre asta nu merge, dar noi suntem deschiși pentru toate partidele din stânga pentru ca să formăm clar cu o alianță, să zicem, ca să mergem, dacă avem țeluri comune, dacă avem programele noastre, dacă sunt măcar aproximativ coincid, desigur, noi suntem doar pentru asta, ca să avem aliați, fiindcă noi nu vrem să avem monopol. Nu ne trebuie monopol ca atare, noi vrem să avem aliați. Și asta ține nu numai de partidele de stângă, dar cred că oamenii, cum s-a zis aici, de bună credință, oamenii care nu sunt membri de partid, dar au viziune că țara asta trebuie să existe, țara asta trebuie să fie neutră, țara asta trebuie să fie prosperă. Asta sunt oamenii care sunt aliații noștri. Ce părere aveți de partidele unioniste? Știți, eu să expun poziția care am spus-o odată în Parlament. Da. Dacă
Partidul Unionist la noi înseamnă ce? El se simte în Moldova ca, să zicem, într-un hotel, dar nu chiar hotel, dar un hostel, grimelnic. Și nu are interes să repare acoperișul, podeaua, ferestrele, ușele, nu are interes. Și atunci pentru ce să crească economia în țară? Se simte că el e temporar, e o țară pentru dânsul, o țară temporară, nu o să contribuie el pentru prosperitatea acestei țări. N-are de ce să facă asta. Pentru dânsul, de vândut teritoriul cu oamenii ăștia, asta e normal. Haideți, ascultați punctul meu, după ce revenim la domnul Papșoi. Dar să dezvolte țara asta, n-are de ce, fiindcă nu simte că e țara lui. El e o avere care poate să o vândă. Atâta. Asta e poziția mea, am fost întrebat, mi-am expus. E vorba de cetățenii ai Republicii Moldova care au o anumită opțiune. Da? În primul rând, lucrul ăsta trebuie punctat. Nu sunt oameni veniți de pe undeva. Asta e treaba lor. M-au întrebat pe mine care e poziția. Eu mi-am expus-o. Care, și în plus, atunci când susțin o poziția pe care au, au și niște argumente pe care le invocă pertinent ca fiind în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Voce cum vor pentru ei. Că e vorba de un anumit nivel de trai. Dar lasă încerci ei când în partea opusă, relația din partea noastră cu Rusia era cum era, se invoca argumentul economic și comercial. Că iată, noi trebuie să fim acolo pentru că noi câștigăm din punct de vedere al bunăstării în relația cu Rusia. Iată că lucrurile s-au inversat și când se spune acest lucru, nu știu de ce se reacționează. De ce s-a inversat, domnul Cătanu? S-a inversat că astăzi relația noastră economică și comercială cu Rusia este în partea cealaltă a lumii și funcționează foarte bine. Ea a fost tare. Cum tare bine? Argumentele care sunt. De exemplu, exporturile spre România reprezintă aproximativ 350 de milioane de euro, spre Rusia 162 de milioane, deci de vreo două ori și mai mult. Ca să nu mai punem exporturile spre Germania, Italia, Marea Britanie și așa mai departe. Și spre alte țări. Relațiile noastre comerciale astăzi cu Rusia reprezintă vreo 15% și cred că să vorbim în și mai mult. Dacă guvernanții noștri, nu că se tem, ei interzic ca oamenii să plece în Rusia. Nu interzic, embargoul este pus de Rusia, domnule. Embargoul a impus Rusia, să colaboreze, dar asta încă, totuși, domnule, președintele a făcut, a făcut tot posibilul. În jur de 100 de mii de cetățeni ai noștri au fost legalizați acolo. Două minute de spune regia. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Popșoi. Noi am vorbit și de realizări, parcă. Declarații au fost făcute în presă în repetate rânduri atunci când a fost întrebată și doamna Sandu, dar și mai mulți membrii ai partidului pe care îl reprezentați, dacă susțineți sau nu ideea unirii Republicii Moldova cu România. Haideți să avem răspunsul tranșant, ca după aceea poate să nu mai revenim în alte emisiuni, să știm că pasul da sau nu, să ne fie clar tuturor. O poziție tranșantă nu există atât timp cât partidul nu a luat o poziție clară. Dar s-a discutat în birou, în cadrul biroului? Este un partid foarte mare în care sunt oameni de bună credință care împărtășesc acest deziderat. Sunt în același timp foarte mulți oameni care sunt ceva mai sceptici în privința acestei opțiuni. Respectiv, ca și în multe alte partide, nu există un consens în privința problemei date, însă noi respectăm opțiunea cetățenilor, susținătorilor noștri, pentru că asemenea lucruri nu ar trebui să ne divizeze. Trebuie să ne uităm la lucrurile care pot să ne unească. Iar integrarea europeană este anume această direcție care ne unește pe toți. Domnule Cătanu, pe final de emisiune, cum considerați? Partidul Democrat va fi cel flexibil care ar putea să susțină această unire? Ar putea ca să fie gata cel puțin să se așeze la masa negocierilor? Eu cred că politica înseamnă curente mari și curente previzibile și ele trebuie să urmeze această logică. Sigur că vor decide rezultatele alegerilor, sigur că nu, acele rezultate nu vor fi cele pe care le fac membrii de partide și le anunță ca fiind cele mai bune pentru partidele lor. Există sondaje independente care arată alte cifre.
Și acum eu nu pot să, tocmai pentru că având în vedere incoerența, iată, chiar aici în studio demonstrată de coleg, nu pot să, în baza acestei incoerențe și inconsecvențe, să faci evaluări cum vor face ei alianțe sau nu vor face. Eu pot să-i exprim un deziderat. Aș vrea în continuare o guvernare pro-europeană, pentru că s-a dovedit că, în pofida oricăror probleme, practica iată a statelor care deja s-au integrat în Uniunea Europeană a demonstrat acest lucru, în pofida oricăror probleme, lucrurile au mers în bine. Domnul Lipsche, scurt, în 20 secunde, spuneți-mi, vă rog, în condițiile în care legea de bază a statului, Constituția, prevede să suntem un stat suveran, un stat care avem niște hotare și așa mai departe, e legal să punem problema astfel de unire cu o țară vecină, de a susține, de a permite, pentru că la un moment dat Partidul Socialiștilor a avut o poziție tranșantă raportată la unionism și la celelalte curente. Noi avem și lege care este legată cu problema în cauză, care interzice ca atare partidele cu viziuni unioniste. Fiindcă arătați altă țară în lume, nu știu, poate mai este cineva, dar pe aici, pe apropiere, unde sunt așa partide? Pe această notă eu sunt obligat ca să pun punct ediției prezente. Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că sunt sigur foarte multe aspecte au rămas pe din afară și vreau să obțin cu acest prelej și promisiunile că veți da curs invitațiilor noastre. Stimați telespectatori, atât am reușit. O seară bună, sunt Vlad Madan, rămâneți alături de noi.